Să ne întâlnim. Înțeleg că erați foarte dornici. Putem continua, da? Întâi de toate, pentru că au avut loc astăzi la Partidul Național Liberal, în alte zile și la Partidul Social Democrat, reuniunea ale forurilor de conducere, aș vrea să încep această discuție cu dumneavoastră prin transmiterea unui mesaj foarte clar. Solidaritatea internă a Uniunii Social-Liberale este, după acest episod legat de suspendarea președintelui și de referendumul legat de acest subiect, cel puțin la fel de puternică precum a fost în timpul alegerilor locale și înainte de această suspendare. Speranțele multor adversari politici ai noștri și ai susținătorilor acestora că se pot crea fisuri în urma a ceea ce a fost eșec în acest referendum sunt vane. Există o solidaritate deplină a Uniunii Social-Liberale între partidele noastre și, ca să mă refer foarte strict la ceva ce azi a făcut în ultimele ore agenda, în toate ședințele forurilor de conducere din Partidul Național Liberal, a existat o singură voce, 230 de oameni care au participat acolo, vocea deputatului Ludovic Orban, care a pus în cauză raporturile între Partidul Național Liberal și PSD, a pus problema responsabilității, vinovăției pentru eșecul practic al acestui referendum și acestei suspendări. A fost categoric singura voce, este o opinie care nu reprezintă cu nimic Partidul Național Liberal. Partidul Național Liberal în forul său, delegația permanentă, cel mai larg dintre congrese, a afirmat fără niciun fel de fisură, repet, fără niciun fel de excepție, convingerea că Uniunea Social-Liberală trebuie să meargă înainte, că responsabilitatea politică pentru această suspendare, pentru tot ceea ce a însemnat perioada de campanie și de referendum, o asumăm în întregime, împreună, aceste partide, liderilor, conducerea Uniunii Social-Liberale și, așa cum am mai afirmat-o, faptul că voința clară exprimată de o majoritate a cetățenilor români cu drept de vot pentru schimbarea, pentru demiterea președintelui Traian Băsescu a fost ignorată, încălcată, așa cum cunoaștem, este o chestiune care, evident, plasăm responsabilitatea în altă parte decât se află ea. Am vorbit și acum la această reuniune a Uniunii Social-Liberale despre lucruri foarte importante de prezent și de viitor. Probleme care țin de guvernare, probleme care țin de pregătirea alegerilor parlamentare, de care, până la urmă, ne desparte puțin timp. În fine, un lucru poate cel mai important, cel mai grav în orice caz, pe care l-am discutat astăzi și în legătură cu care avem o poziție oficială, este faptul că odată cu acest comunicat pe care DNA-ul l-a dat în urma audierii, punerii sub învinuire a secretarului general PSD Liviu Dragnea, odată cu acest comunicat, deci, nu mai putem avea oficial dubii. În momentul în care, până a avea un rezultat birocratic al referendumului, parchetul general și DNA-ul au început să cerceteze cetățeni, toți care votaseră la referendum și votaseră într-un anumit fel la referendum. În momentul în care lideri politici, toți din USL, nu-i mai enumăr, îi știți, au fost chemați, cercetați, puși sub învinuire, era ușor de ghicit că avem de-a face cu o acțiune politică, dar nu aveam, ca să spunem așa, o
mărturisire, o recunoaștere. Azi avem un document fără precedent, cred, în care, între altele, citez din ce spune DNA-ul. Citez. În rezoluția de începere a urmăririi penale, procurorii au reținut că există indicii temeinice că în calitate de secretar general al unui partid politic, învinuitul Dragnea Nicolae Liviu și-a folosit influența și autoritatea funcției în vederea obținerii unui folos nepatrimonial pentru partid, respectiv a unei prezențe de minimum 60% la votul de la referendumul din 29 iulie 2012, care să garanteze validarea acestuia. Am încheiat citatul. Este, cred, pentru prima oară când explicit o astfel de instituție pune în discuție și încadrează penal exercițiul politic clasic. Politica se face cu partide, cu lideri, cu organizatori, care atunci când e o campanie electorală, evident, prin toate mijloacele legale, au chiar obligația de a maximiza succesul electoral, iar în această privință avem de-a face cu incriminarea directă și explicită a faptului că niște lideri politici, acum discutăm de Liviu Dragnea, mai înainte am discutat de alții, au căutat să mobilizeze cetățenii României la vot, la referendum. Cred că suntem în fața unui moment extrem de grav, în care instituții ale statului, care ar trebui să nu se implice în niciun fel în jocul politic, atacă sistemul democratic pluralist la temelia lui. Este absolut evident și absolut inacceptabil ca o parte, o alianță, partid politic, să fie atacat pentru activitatea sa pur politică, prin excelență, în cadrul unei campanii electorale. Nimeni nu contestă dreptul și chiar obligația parchetului de a cerceta și de a pune sub urmărire și de a lua toate măsurile pe care legea le prevede împotriva fraudei electorale, împotriva unor încălcări ale legii. Dar în momentul în care o asemenea frază ca aceea pe care am citat-o apare într-un document, este, cred, inacceptabil și în sensul acesta și primul ministru, președintele PSD-ului Victor Ponta și eu suntem deplin solidari cu toți colegii noștri care s-au implicat în această campanie și noi ne autodenunțăm public și o vom face și formal, în formă juridică, da, am îndemnat oamenii să vină la vot, să participe la referendum, să participe la o formă de manifestare democratică prevăzută de Constituția României și perfect legală. Nu putem accepta așa ceva, nu putem accepta o asemenea atitudine și un asemenea mod de a lichida, de fapt, pluralismul politic în România și de a guverna cu parchetul și cu alte instituții de acest fel. Vom cere constituirea unei comisii parlamentare care să analizeze modul în care aceste cercetări se desfășoară, mai ales în raport cu simpli cetățeni. De asemenea, vom face o informare pentru toate forurile internaționale care s-au arătat și sper să rămână preocupate de modul în care se respectă valorile statului de drept și valorile democrației în România de către toate părțile. Opresc aici, îl rog pe domnul prim-ministru să vi se adreseze. Stau la dispoziția eventualelor întrebări ale dumneavoastră după aceea împreună cu domnul Pan. Vă mulțumesc. Vreau doar să întăresc și eventual să subliniez chiar mai juridic decât a făcut-o domnul președinte Antonescu, decizia mea de a anunța Direcția Națională Anticorupție că am știut de, nu doar că am știut, l-am instigat pe domnul Dragnea să organizeze campania noastră pentru referendum. Da, am îndemnat oamenii să meargă la vot la referendum. Da, i-am îndemnat să voteze da. Și
Dacă acest lucru este o faptă penală, în mod sigur și domnul Antonescu și eu și conducerile politice ale USL-ului urmează să fim sancționați penal de către DNA, pentru că evident nicio instanță și niciun judecător nu va accepta vreodată așa ceva, dar DNA-ul trebuie să ne sancționeze în aceeași măsură. Mai mult decât atât, sigur că am știut, și o spun public și o să o spun în fața procurorilor DNA, trebuie să mă cheme să mă audieze din moment ce mă autodenunț, o să spun că am știut foarte bine și m-am bucurat că domnul Dragnea a avut pentru USL un sistem de raportare a prezenței la vot și de numărarea voturilor paralel, exact cum, de exemplu, a avut domnul Adrian Videanu în 2009 și vă prezenta dumneavoastră. N-am știut niciodată și n-o să accept că dacă ești de la PDL să ai o rețea electronică informatică este legal și dacă ești de la USL este o infracțiune. Dar cred că cei de la DNA trebuie să spună foarte clar, dacă ești de la USL, lucrul ăsta e o infracțiune, dacă ești de la PDL, nu. Dar în aceste condiții, juridic vorbind, consider și mă voi prezenta la DNA împreună cu toți membrii conducerii Uniunii Social-Liberale pentru a fi trași la răspundere penală de către DNA. Nu pot să spui că doar Dragnea singur a făcut a îndemnat oamenii să vină la vot la referendum. Și eu am făcut lucrul ăsta din calitatea mea de președinte al PSD și domnul Antonescu și domnul Constantin și măcar să fie un lot mare. Nu știu dacă se va ajunge la 7,5 milioane de învinuiți, dar în mod sigur măcar câteva mii lideri politici probabil că se va ajunge. Eu știu că și alte persoane publice au îndemnat oamenii să meargă la vot. Și atunci DNA-ul trebuie să facă un lot de 5.000, de 10.000 de învinuiți pentru ca lucrul acesta să fie foarte clar. Dincolo de această situație, într-adevăr, fără precedent, în ultimii 22 de ani, în anii 46-48, a existat asemenea dosare, din cunoștințele mele. După 1990, nimeni nu a considerat o infracțiune faptul că faci campanie electorală și că ceri oamenilor să voteze. De altfel, același lucru îl vom face și în 9 decembrie, dacă mai apucăm, e adevărat, vom îndemna oamenii să vină la vot și să voteze Uniunea Social-Liberală. Sunt convins că o vor face și dacă nu îi îndemnăm noi, dar e important să vă spunem acest lucru. Pentru că veni vorba însă de 9 decembrie, am discutat astăzi în cadrul ședinței USL și săptămâna viitoare, la sfârșitul săptămânii viitoare, vom avea o serie de întâlniri cu liderii USL la nivel național. În primul rând, o întâlnire cu aleșii noștri locali, vorbesc de președinții de consilii județene, cei 37 de președinți de consilii județene ai Uniunii Social-Liberale, cu primarii municipiului reședință de județ, după care cu conducerile politice, adică lideri de grup, vicepreședinți, președinții celor două camere, evident, pentru a discuta despre programul guvernului până în data de 9 decembrie, despre întocmirea ofertei electorale a USL pentru perioada de după alegeri, acel termen pe care l-am folosit înainte de a ajunge la guvernare, Agenda 2019. Este agenda cu obiective fundamentale pe care Uniunea Social-Liberală le propune electoratului din România, având acest termen ambițios 2019, care se leagă de anul în care România va deține președinția Uniunii Europene. Și tot săptămâna viitoare sperăm și ne dorim să fie finalizate negocierile între echipele noastre comune, care s-au format astăzi, referitoare la candidaturile la Senat și la Camera Deputaților, între Alianța de Centru-Dreapta, PNL-PC, și Alianța de Centru-Stânga, PSD și candidații de la UNPR. Acesta este obiectivul politic principal al USL-ului pentru săptămâna următoare și, evident, la finalul acestor întâlniri importante, vom fi în măsură să vă comunicăm care sunt reperele agendei politice a Uniunii Social-Liberale, Uniunea Social-Liberală asigurând în acest moment majoritatea parlamentară și guvernarea României,
pentru perioada 2012-2016, principalele obiective de guvernare, obiective de modificare a Constituției, obiective de reformare structurală a diverselor sisteme din România și obiective care țin de ceea ce propunem românilor pentru începând din 2012. Repet, agenda se numește 2019, dar evident termenele sunt diferite în funcție de obiectivele pe care vrem să le acoperim. Acesta a fost al doilea subiect important discutat astăzi în cadrul reuniunii USL și ca și domnul președinte Antonescu vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Da, le vom depune la DNA, noi doi întâi, că suntem cei doi copreședinți, după care, în mod sigur, membrii structurilor noastre politice care au luat deciziile de a cere românilor să vină la referendum. Sunt convins că nu se va teme nimeni să-și asume faptul că a îndemnat oamenii să vină la referendum. N-am știut și sunt în continuare convins că acest lucru nu reprezintă o infracțiune într-un stat de drept și într-o democrație, dar poate că cu această ocazie se întâmplă ceea ce ne doream cu toții, să redescoperim regulile democratice în România. Ne autodenunțăm. Este obligat DNA-ul să ne audieze în momentul în care te autodenunți. Eu mă autodenunț pentru că am comis aceleași fapte de care este acuzat domnul Dragnea și anume am îndemnat oamenii să vină la referendum. Și domnul Antonescu la fel. De altfel, cred că sunt foarte multe probe în acest sens, nu? Declarațiile noastre publice cred că le aveți uitați pe pereți pe acolo. Cei care le-au întocmit înțeleg că sunt și ei au comis o infracțiune. Dacă în viziunea DNA-ului. Dacă vreau autodenunț, nu ne cheamă, vorbim cu domnul Blaga să ne facă plângere, pentru că nu ne cheamă. Da, aici vreau să fac un lucru. O precizare. Denunțul împotriva domnului Dragnea este făcut de către domnul Vasile Blaga. Am considerat întotdeauna că bătălia politică nu o ducem folosind instituțiile statului în bătălia politică. Regret că am ajuns din nou la anii 46-48 când asemenea instrumente sunt folosite. Domnule premier, vă aici foarte multă perioadă Eu vreau să vă spun următorul lucru. Există în acest moment începerea urmăririi penale pentru un om care, spune DNA-ul, a îndemnat cetățenii să vină la vot, la referendum. Iar eu recunosc, fără să regret, știți că recunosc și regret fapta săvârșită. O recunosc, dar nu o regret, faptul că și eu am îndemnat oamenii să vină la referendum și domnul Antonescu și alții. Din punctul meu de vedere, acesta este un dosar politic. Și atunci, un dosar politic trebuie prezentat ca atare. Nu este un drept democratic, nu este un drept democratic să faci campanie electorală? Eu v-am răspuns la întrebare. Eu nu înțeleg ce doriți exact cu noastră de la noi, să facem noi. Să noi n-am făcut trecem nimic. Sub tăcere aceste lucruri care se întâmplă în România. Nu, aveți puterea, spre exemplu, să modificați conducerile și ale partidului general și ale DNA-ului. Stați puțin. Despre faptul că atunci când, de pildă, cel care a început aici nu e vorba. Aici e vorba de procurorul care a considerat în mod juridic că să faci campanie electorală pentru referendum este o infracțiune. Eu n-am făcut decât un singur lucru, să spun că am comis și eu aceeași faptă. Vă supără lucrul ăsta? Nu, domnule, mă supără faptul că în România există o instituție pe care premierul o cataloghează. Nu există o instituție, dar eu n-am vorbit de instituție aici, domnul Andrei. Am o rugăminte. Vă rog mult de tot să-mi dați voie să spun ce vreau eu, nu ce vreți dumneavoastră. Eu am spus un singur lucru. Faptele de care este acuzat domnul Dragnea, că a îndemnat oamenii să vină la referendum, le-am comis și eu. Și le-am comis foarte multe alte mii de oameni care am îndemnat oamenii să vină la referendum. Din punctul meu de vedere,
Nu este o infracțiune, este vorba de o faptă politică. Și într-o democrație nu sunt sancționate penal faptele politice, ci doar infracțiunile. Atât și nimic mai mult. Mă faceți pe mine vinovat pentru faptul că ei au scris chestia asta? Sau de ce anume ai dorit să spun? Atunci, sau n-am dreptul să spun un lucru pe care l-am citit? Așa știu, nu mă aveți și dreptul, dar cum aveți de această instituție? Să schimbați conducerile și prezituri? Nu, după cum știți foarte bine, legea prevede un sistem foarte clar, în care Ministrul Justiției propune, de altfel mandatul cred că a expirat de multe luni, nu? Propune CSM-ului și CSM-ul mai departe transmite propunerea la președintele țării. Dar de ce încurcați cele două lucruri? Eu nu le încurc. Eu le consider total separate. Eu vorbesc de un caz aici, în care n-am făcut altceva decât să recunosc faptul că și eu am îndemnat oamenii să vină la referendum. Și repet, cred că suntem mii de oameni care am făcut același lucru. Și cred, de asemenea, că acest caz este făcut pentru a intimida și pentru a-i speria pe oamenii din secțiile de vot la alegerile din 9 decembrie. Motiv pentru care, ca lider politic, sunt la USL acum, și același lucru vi-l voi spune dacă e cazul și la guvern, faptul de a împiedica și de a-i speria pe oamenii care vor să facă campanie electorală pe 9 pentru alegerile din 9 decembrie, este un gest profund antidemocratic. Stop. Mai mult de atât n-aș vrea să spuneți dumneavoastră în locul meu. Dar în acest context, domnule Cineanu, regretați să nu ați luat conducerea DNA? Nu, eu nu mi-aduc aminte să fie posibilitatea vreodată să schimb conducerea DNA, ne fiind nici ministrul al justiției. Deci, fie politică, nu puteți face. Domnul prim-ministru a explicat aceste lucruri. Atât conducerea DNA, cât și conducerea parchetului au un anumit regim, o anumită lege, un anumit soroc. Noi discutăm acum despre un fapt fără precedent, în legătură cu care adoptăm această poziție publică. Că pe unii deranjează comparația pe care am făcut-o, într-adevăr, cu procurorii comuniști, dreptul fiecare de opinie și mai departe. Eu cred că așa ceva e de comparat cu ce făceau procurorii comuniști. Cred și eu acest lucru. Nu a fost vreodată treaba mea să schimb DNA, cred, am spus-o public, dar din toate motivele, în primul rând din motive administrative, la DNA trebuie propusă o persoană. Altă persoană decât domnul Daniel Morar, care i-a expirat mandatele la care avea drept. Trebuie pus acolo o persoană care să corespundă normal criteriilor. Să fie cât mai transparent, desemnat prin mecanismul constituțional, dar asta este altceva. N-am eu ce să regret sau nu. Pentru că s-a discutat astăzi despre care dintre partide a declanșat această chestiune. Ați discutat dumneavoastră. Ne puteți lămuri și pe această chestiune. Cine, care partid a făcut primul pas în acest demers? Eu am spus altceva și dacă mă bucur că vă interesați direct la surse, oficiale. Oficiale și asumate. Așa, povestim după ureche de pe culoar, zău. Am văzut, am apucat să citesc pe surse că eu am dat vina pe PSD, nu am ce să dau vina. Dai vina atunci când s-a întâmplat ceva rău. Suspendarea președintelui Traian Băsescu a fost un lucru bun, din punctul nostru de vedere, un lucru politic asumat și atunci și acum. Asumat împreună în egală măsură, deci n-am de ce să dau eu vina sau domnul Ponta vina pe cineva. Am vorbit despre câteva mari minciuni pe care propaganda băsistă internă și internațională le repetă. Și dintre aceste minciuni, una este aceea că suspendarea președintelui s-ar fi produs la comanda mea personală, eventual secundat sau însoțit și domnul Voiculescu, care nu mai aveam răbdare să nu mai aștept eu o alegere prezidențială. Ceea ce nu este adevărat, nu e prima dată când vă spun și am repetat-o în discuție din partid. Departe de a da vina pe altcineva, pentru că, repet, nu s-a întâmplat un lucru rău. Deznodământul e un lucru rău pentru România. Încă o dată folosesc prilejul ca să o spun, n-am simțit nevoia să o repet, dar nu s-a schimbat nimic. Un președinte ilegitim al României în acest moment, ca
Categoric, voința cetățenilor români copleșitor exprimată a fost încălcată, toate lucrurile astea rămân în picioare. Deci, asta e povestea, restul poveștilor și surselor. De asta am și invocat declarația domnului Orban, care consideră că e de vină PSD-ul și nu. Sunt lucruri care nu pot fi atribuite nici de cum Partidului Național Liberal, nimănui din Partidul Național Liberal, și repet, au fost 200 și ceva de oameni acolo, toți parlamentari, toată conducerea, cu excepția domnului Orban. În egală măsură, dacă îmi permiteți să adaug, o să o mai explic de 100 de ori. Nici PSD-ul în ansamblu său, un partid solid, puternic și va rămâne totdeauna puternic, nici eu personal, nu ne-a luat nimeni de mână să ne ducă la suspendare, să ne împingă din spate, domnul Antonescu, domnul Voiculescu, altcineva. Un partid foarte puternic. Eu sunt un om destul de tânăr, dar îmbătrânesc în curând. Nu-i nevoie să mă împingă cineva ca să iau o decizie. Am spus-o de la început, decizia a fost a noastră comună, toate beneficiile sunt ale noastre, toate pierderile sunt ale noastre. Povestea asta cu cine a fost mai de bine decât altcineva, e frumoasă pentru dumneavoastră. Și nu-mi fac iluzii că de mâine se va lămuri. Tot o să scrie că l-a împins Antonescu, că l-a împins Voiculescu, că n-a vrut cont, dar n-au. Dar repet, pentru cei care au, sigur, dorința de a auzi, deciziile politice pe care le-am luat în USL, și au fost multe decizii, în primul rând a fost decizia de a construi USL-ul. Aia a fost cea mai importantă decizie pe care am luat. Decizia politică de a candida împreună la locale. Decizia de a intra la guvernare și de a forma acest guvern. Decizia de a candida împreună la Parlament. Decizia de a-l suspenda pe domnul Băsescu. Decizia de a guverna împreună. Decizia pe care o spun încă o dată. Și vă rog frumos să faceți clar diferența între ceea ce spun eu ca președinte al partidului și ceea ce spune orice membru al PSD. Decizia de a-l susține pe domnul Antonescu, candidatul USL, deci inclusiv al PSD, la funcția de președinte al României, este o decizie adoptată de PSD în Congres. Și nu poate fi schimbată decât de un alt Congres. Nu de o opinie sau de o părere. Așa cum decizia luată de PNL în Congresul lor de a mă susține pe mine pentru funcția de prim-ministru, a fost o decizie luată în Congresul PNL și nu poate fi schimbată decât de Congresul PNL. Repet, nu fac iluzii că de mâine cine nu vrea să audă o să mai ne explice încă o dată cum. Dar eu, unul, îmi asum toate deciziile luate de USL și o spun încă o dată, sunt convins că cel, ca să citez, că m-am învățat să pun ghilimele, din domnul Antonescu, cel mai bun lucru pe care l-am făcut a fost construcția USL-ului. Apropo de construcția USL-ului, domnul președinte Antonescu, la citul USL-ului nu avea și acest partid pe care nu l-a citut partidul Călători. E adevărat. Cum vă vedeți această alăturare a UNR-ului? Alianța de centru stângă. Și faptul că până la urmă veți face campanie cu domnul Zagriotea. Actele s-au semnat. Am spus de la constituirea USL-ului și din documentul său constitutiv, am spus că este o alianță deschisă, că deci se pot alătura și alte formațiuni politice. Când colegii noștri din PSD au luat această decizie, evident, le-au consultat, de asta am început să spun că actele sunt semnate. Suntem într-o situație politică în care, așa cum s-au petrecut atâtea alte regrupări, nu însuțite neapărat de reevaluări, de regrupări, cred că este în condițiile... Am avut și eu o discuție cu președintele UNPR, legate de viitorul de trecut, în condiții clare, ferme, de angajament politic care s-a semnat și pe care vom respecta toți. Și da, vom face împreună campanie electorală. De vreme ce un candidat în glasul să nu se aleagă. Domnule președinte, în timpul rezistat, tot a făcut accesire și în partea unui Ioan Dos, tot nu interise la țările lor în multe sume. Cum acum de dumneavoastră se atacă și doi, dacă PSD-ul va lua mături în poteaua de lux. Eu, dragă domnule Andrei, să vorbesc și eu ca ardelenie. Eu nu spun asta cu plăcere, ci cu o anumită resemnare. Beneficiez de vreo atacuri la vreo sute și ceva de cetățeni așa din evaluarea mea pe zi.
că între ei la un moment dat se află și un fost ministru de interne, chiar dintr-un partid aliat, mă întristează, dar nu mă face să polemizez. Eu ce am avut de spus, am spus. Indiferent ce ar mai spune domnul Rusu, dar mai spune, eu nu răspund, pentru că eu discut din calitatea pe care o am cu Partidul Social Democrat. Or, Partidul Social Democrat înseamnă președintele său, Victor Ponta, înseamnă secretarul general, Liviu Dragnea, înseamnă oamenii cu care am construit și cu care vom merge până la capăt în Uniunea Socialistă. Așa cum domnul Ponta nu poate sta într-un război polemic de câte ori are domnul Orban chef, nu o fac nici eu, Victor la domnul Rusu. Sunt la fel de înțelept ca și domnul Antonescu în acest, în acest domeniu. Cel puțin. Dar o spun încă o dată și încă o dată și de câte ori doriți. Opinii ale unui membru PNL, ale unui membru PSD, că n-ar fi bun USL-ul, că era mai bine separat. Opinia e liberă. Decizia însă se ia în forul statutare și se exprimă de către noi, ca lideri politici. Mai spun încă un lucru. Dacă e cineva în PSD sau PNL care consideră, poate are dreptate, nu știu, dar care consideră că USL-ul nu e bun, atunci să nu vină în continuare să ceară, să candideze din partea USL. Că dacă USL-ul nu e bun, atunci nu-i bine să mai nu e bun doar ca să candideze, e bun ca să critici. Atât am vrut să vă spun. Vă rog, doamnă. Corect, doamnă. Dar la care demers vă referiți? Domnul Ghiță a avut un demers în Parlament, în legătură cu care și astăzi a înaintat niște materiale care, prin votul delegației permanente, au fost distribuite. Săptămâna viitoare vom avea o delegație permanentă pentru a discuta aici. Pot să vă spun că, așa cum se întrevede, părerea politică nu e, sau, prezintă un suport majoritar pentru ideea domnului Ghișe de a continua printr-o altă hotărâre parlamentară. Nu dezvolt acum, vom discuta de lucru. Asta e una. S-a distribuit acest documentar, ca să spun așa, cu caracter juridico-politic al domnului Ghișe. Doi, este acțiunea de protest a domnului Ghișe, care sunt într-un totul solidar și cred că suntem toți, pentru că domnul Ghișe în acțiunea sa de protest spune un singur lucru. Simplu. Demisia Traian Băsescu. În 7,5 milioane de oameni ți-au spus să pleci, ar trebui să pleci. Și evident, ca unul care am vorbit, n-am uitat și mi-asum chestiunea asta. Am îndemnat, uite și asta o să fac un autodenunț separat sau tot în ăla. Am îndemnat la manifestarea pașnică, legală, a protestului cetățenilor față de încălcarea votului lor, evident că sunt alături de Ioan Ghișe și îl respect pentru formele, pentru acțiunea protestului. Asta se numește concurs de infracțiuni. Vă mulțumesc, o seară bună. Da, mai avem și alte treburi, să nu vă supărați, vă rog. N-are? L-am rugat pe domnul Florin Georgescu și pe doamna Carmen Tocală să vă spună exact legal ce putem să facem în continuare. Păi, lăsați-i pe cei de la finanțe să vă spună exact care sunt căile procedurale. Și ca să primim pe, să primim pe viitor, cum spuneți, cine va face parte din echipele de negociere pentru candidatul de la parlamentare? A, nu vi spun că o să sară toți candidații pe ei. Sunt câte trei lideri din partea fiecărei alianțe. De ce? Președinte al partidului, secretar. Sigur că da, dar nu. O să aibă o sarcină foarte grea. Oameni cu legitimitate. Vă mulțumesc. Și răspund la întrebarea cu participarea la mine. Dacă am să particip, când am să particip, cum pariu poți să aflați?